Un arc de triumf. De regulă, romanii ridicau un arc de triumf după ce câștigau un război, după ce ieșeau victorioși. Ori aici, în Volubilis, poate că avem un alt tip de arc de triumf. Acest arc de triumf a fost ridicat în timpul împăratului Caracalla, anul 217 era noastră. Două motive au stat la decizia edificării acestui monument. Cel din tâi motiv era legat de faptul că cetățenii de aici beneficiau de scutirea de impozite. Deci Roma antică renunțase la impozitarea acestui ținut. Însă cel de-al doilea poate că este cel mai important. Berberii deveneau cetățeni romani, iar locul devenea un municipiu. Majoritatea opiniilor converg în a accepta că numele cetății Volubilis ar avea legătură cu înfășurarea zorelelor pe crâmpeie de lemn sau în jurul pintenilor din piatră. Zorii unei civilizații se descoperă aici printre pietre mărturisitoare, care sunt borne de hotar ale răspântiilor trecerii neamurilor printre secole. Oricâte pagini de istorie ar fi citite și oricâte albume ar fi răsfoite, doar contactul direct cu lumea romano-berberă este cel care poate oferi definiția complexității unui asemenea spațiu. Am pornit în cătările noastre printr-o lume în care, dacă ai a-ți arunca privirea în pământ, se poate spune că privești spre lumină. O lume despre care, dacă nu ai ști că te afli în Maroc, ai putea jura că ești în Pompei sau în orice colț european din fostul Imperiu Roman. Mozaicurile de la Volubilis uimesc și provoacă încă de la primul contact. Policrome sau în alb și negru descriu realități din viața zeilor, însă cu referință la expresii cotidiene ale existenței omului de rând. Motive geometrice și florale îmbogățesc pardoseli cum arare ori mai pot fi întâlnite în zona maghrebiană. Volubilis este un veritabil pol al unei arte îmbinate cu meșteșugul, iar amenajarea interioarelor a devenit o școală precursoare a riadurilor de mai târziu. În inima Marocului, Volubilis, un nume roman. Am spune în egală măsură un petic roman, dar și un petic berber. Volubilis este o cetate romană fondată cu 300 de ani înainte de Hristos. Aici, aproape de Fes și de Mecneș, cele două capitale imperiale ale Marocului. Atunci când se așezau într-un loc, romanii, în primul rând, îngrădeau incinta. Zideau porți, aduceau apa, amenajau căi de acces, drumuri și, bineînțeles, case. Volubilis nu face excepție. 7 porți de intrare erau în jurul acestei cetăți în timpurile de glorie, 3 km de ziduri înconjurau incinta, înălțimea acestora între 4 și 6 metri, iar grosimea de aproximativ 1 metru și jumătate. Iată sistemul fortificat care avea să devină aici, în regiunea numită de romani Mauretania, un centru important al culturii romane, dar în egală măsură și al culturii berbere. Ansamblul de la Volubilis este arie protejată UNESCO. În argumentarea pentru clasificarea monumentului, se precizează că este un exemplu proeminent de ansamblu arhitectural care ilustrează modele de administrare și de organizare punice
preromane și romane din Africa și care a devenit în timp spațiu al permanentei dezvoltări a comunităților care au viețuit în Maghreb la frontierele extreme ale Imperiului Roman. Exista în vremurile antice o evaluare aproape axiomatică. Dacă periferiile, adică zonele din marginile Imperiului Roman, sunt efervescente din punct de vedere economic, social și cultural, înseamnă că centrul și capitala sunt prospere. Se găsesc puține mențiuni despre așezarea de aici în surse antice sau medievale. Poate tocmai de aceea și surpriza întâlnirii cu aceste ruine este epatantă. Pliniu cel Bătrân numea orașul Oppidum, ceea ce, în limbajul vremii, însemna o aglomerare urbană cu viață dinamică și prosperă. Încă din epoci timpurii, cartaginezii ajunseseră aici pentru schimburi comerciale și astfel, la venirea romanilor, orașul era deja o răspântie importantă, în care erau asimilate limba și instituțiile punice, care au generat ulterior modele de organizare moștenite până în Marocul contemporan. Orașul s-a dezvoltat și s-a îmbogățit din cultura măslinilor și din producția uleiului, devenind în scurt timp emblematic pentru ceea ce însemna așezare înfloritoare în Africa romană. Platoul pe care s-a construit Vatra Volubilisului se află cu 60 de metri deasupra podișului din apropierea muntelui Zerhun, într-o zonă fertilă și favorabilă păstoritului, culturii cerealelor, viticulturii și plantațiilor de măslini. Apogeul orașului a fost în secolul al III-lea după Hristos, când populația a ajuns la 20.000 de locuitori. În prezent, Volubilis înseamnă 40 de hectare acoperite cu vestigii, aflate într-un ambient paradisiac în mijlocul plantațiilor de măslini. Începutul celui de-al III-lea secol al erei creștine însemna timpul de glorie pentru Jupiter, Iunona și Minerva, zeitățile principale în Imperiul Roman. Mai târziu avea să pătrundă aici islamul. Iar prin anul 700, aici este fondat noul sat care se vede în zare. Este vorba despre Mulei Idris Zerhud. Este important și considerat oraș sfânt al marocanilor, pentru că acolo este îngropat fondatorul dinastiei Idriside, cel legat prin sânge de rudele profetului Mahomed. Dacă s-ar trasa o linie imaginară spre sud-vest, peste munții Atlas, drumurile conduc spre Marrakeș, loc în care se făcea joncțiunea nordului mauretan cu sudul principalelor rute comerciale ale berberilor și ale populațiilor din Africa Occidentală. Ne despărțim ca de un bun prieten de orașul florilor din Zori în căutarea unor noi orizonturi. Drumurile, străjuite de cactușii care oferă gustoase și hrănitoare fructe, cunoscute sub numele de smochine berbere, ne poartă spre proximități relevante și îndestulătoare. Ne îndreptăm, de fapt, spre un oraș sacru, asemenea unui altar de închinare, în care se cuvine plecăciunea și reverența acordate sfințeniei. Aflate lângă piața centrală, mausoleul și moscheea configurează un spațiu în care au acces doar musulmani și se consideră că 6 pelerinaje făcute aici au valoarea unui pelerinaj la Mecca.
La doar 3 km de Volubilis, loc de înaltă sfințenie și de spiritualitate care își împarte istoria cu multe popoare, civilizații și religii, Mulei Idris Zerhun este răspântia înțelegerii realităților devenirii națiunii marocane. Ne îndreptăm spre altfel de înălțimi, trecând prin podișuri care doar la prima vedere par deșertice. Proiectele contemporane asociate sintagmei de lume înverzită prin grija oamenilor își găsesc loc la fiecare pas în zonele de trecere dintre rif și înălțimile Atlasului. Riful, sau arif, cum mi se spune în partea locului, este o centură despărțitoare între regiunile marocane, fiind delimitat la nord de Mediterana. Ne îngăduim răgazul cât un pahar cu ceai în Taza, oraș care pare o frontieră între vechi și nou. Este un oraș care aparține în egală măsură rifului, dar și Atlasului, dezvoltat în jurul unei fortificații din secolul al X-lea, când a devenit o forță militară într-o zonă care a suscitat interesul multor dinastii marocane. Taza era descris ca o combinație între citadin și grădină, înconjurat de munți cu verdeață abundentă, izvoare și cascade, și având vecinătăți locuite de oameni foarte harnici. Pasul din apropiere, care face joncțiunea între Atlas și Rif, se numește Taza Gap, iar prin partea locului treceau în egală măsură invadatori și caravane dinspre Atlantic spre zonele mănoase din nord-est sau dinspre Mediterana spre ținuturile deșertice. În timpul almohazilor și al merinizilor, Taza a fost capitala Marocului, iar aici se intersectau drumurile din Rif cu cele din Atlasul de Mijloc și astfel se controla comerțul. Lanțul muntos numit Rif este cel care se dezvoltă începând de la țărmurile Mediteranei și până aici, în zona în care începe Atlasul de Mijloc. Așadar, suntem la intersecția celor două lanțuri muntoase, Riful și Atlasul de Mijloc. Putem continua trecând prin Atlasul Superior și ajunge astfel în sudul Marocului. În apropiere de Taza se află Parcul Național Tazeka, amenajat în anul 1950 și având la început o suprafață de aproximativ 7 km pătrați. Scopul declarat al acestui demers a fost dintr-un început protejarea bogățiilor naturale din jurul muntelui Tazeka și mai ales a pădurilor de cedri din această regiune, cu vârfuri care ating frecvent 2000 de metri altitudine. Rezervațiile naturale ale Marocului sunt foarte importante, în primul rând pentru conservarea naturii, în al doilea rând pentru a reda înfățișarea de odinioară a acestor ținuturi. Multe lucruri se pot găsi aici, multe specii de plante și, bineînțeles, multe specii de animale. Avem păduri de cedri, avem păduri de stejari, avem diferite specii de animale și avem cel puțin două specii de stejari mai puțin cunoscute în România. Este vorba de stejarul verde, această specie de tip subtropical, și stejarul zen. A treia specie, care poate fi găsită și în Europa, dar în egală măsură și în Maroc, este stejarul de plută, cel din care se fabrică pluta sau chiar dopurile pentru sticlele noastre. Dintotdeauna, stejarul a fost, în toate civilizațiile, simbolul forței, al majestății și al înțelepciunii.
La acestea se adăugau trăinicia, puterea, longevitatea și înălțimea, înțelese mai ales în sens spiritual. Rădăcinile stejarului simbolizau comunicarea între lumea subterană și cea celestă. În Coran, stejarul este unul dintre arborii lui Allah. Suntem, în egală măsură, într-un ambient paradisiac, dar și în arealul legendelor și al mitologiei. Munții Atlas erau considerați în vechime frontiera lumii cunoscute, localizare a grădinii Hesperidelor, păzite de dragonul cu 100 de capete. Natura a fost darnică, iar izvoarele, peșterile, cascadele și grotele fac din acest loc un pol pentru toate gusturile. Există în regiune și structuri geologice deosebite, asemenea unor pâlnii carstice, prin care este transportată apa adunată în urma topirii zăpezilor înspre zonele joase, dincolo de munți. Nu numai o tentativă expediționară, ci chiar o expediție în sine. În munții Atlas, grota Friuato, un loc dedicat celor care vor să cerceteze, am spune, și adâncurile Marocului. Numai puțin de 3 km și jumătate de galerii ne așteaptă pentru această expediție, pentru care ne-am pregătit cu cască și combinezon, întrucât amenajările din interior nu permit întotdeauna plimbarea cea mai confortabilă ca pe bulevard. În parc, aproape că nu ai nevoie de hartă ca să explorezi cascade, grote, canioane și păduri. Însă, ai nevoie mai mult decât de o hartă în cazul în care te hotărăști să mergi în lumea adâncurilor stranii și fascinante. Prezența unui ghid specializat poate face diferența între siguranță și rătăcire sau chiar mai rău. Au existat numeroase cazuri de imprudență în care vizitele s-au consumat cu final dramatic. Accesul se face printr-un culoar lateral pentru vizitatorii neprofesioniști. Iluzia optică este cuvântul de ordine în această stranie porțiune, în care distanțele și adâncimea pot fi cu greu apreciate. O fata morgana a adâncurilor și a jocului umbrelor cu contururile învăluite de lumina palidă face pe vizitator să creadă că are de străbătut doar câțiva pași. În fapt, sunt sute de trepte umede și alunecoase care conduc în zigzag spre adâncuri. Îmbrăcăminte călduroasă și uscată, lămpi, baterii și mai ales încălțăminte adecvată acestui gen de imersiune devin accesorii sine qua non pentru ca explorarea și mai apoi revenirea să se facă în siguranță. Friuato este cea mai adâncă și mai lungă peșteră din Africa de Nord. O vizitare și o cercetare sumară a grotei poate dura 6-7 ore. Am coborât deja primii 160 de metri. Caverna încă este iluminată natural. De aici încolo începe practic traseul în care pot fi văzute, trecând prin diferite culoare, sălile, stalagmitele, stalactitele, deci numai puțin de 3 km și jumătate. Friuato are o anumită taină în ea și formațiunile din piatră, răsărite în milenii din simbioza fantastică dintre calcar și apă, o fac să fie unul dintre cele mai sălbatice locuri ale Maghrebului. Coborârea grea începe de-abia acum și pentru cine spune că urcușul este mai dificil decât o descindere, putem mărturisi într-un asemenea loc contrariul.
Un puț adânc face legătura între caverna superioară și prima sală. Există curenți permanenți care aduc aerul dinspre caverna principală și împrospătează interiorul. Răcoarea este vecină cu frigul, dar și cu un tremur de teamă, care face ca adrenalina să compenseze senzația de răceală a organismului. În unele locuri există găuri în care poți să cazi zeci de metri în adâncuri necunoscute și fără ieșire. Locul a început să devină popular, iar numărul de turiști să fie semnificativ, după ce peștera a fost explorată de Norbert Castere în 1930. Grație eforturilor acestui speolog, a fost cartografiată pas cu pas în primii kilometri. Este vremea întoarcerii și a minimei considerări că pentru o asemenea aventură ar fi necesar un întreg film monografic. Peștera are culoare de 4 km lungime, dar nu este recomandată neavizaților. Urcușul este dificil, însă mobilizarea vine din speranța reajungerii la lumină. Trebuie să recunoaștem la un moment dat că nu suntem profesioniști, însă ludic putem afirma că am început școala și chiar am absolvit simbolice clase primare. Profesioniștii au explorat până la 272 de metri adâncime grota și culoarele, până la întâlnirea unui râu subteran care vine dintr-o peșteră apropiată. Finalmente, ne bucurăm de lumină și de boarea care coboară din înaltul gurii cavernei. Ne contopim cu lumina și cu verdeața, care par a ne aminti de facerea mâinilor atotțiitorului și ne invită într-un alt fel să prețuim cele frumoase de lângă noi. Și mergem din nou spre vale pentru a întâlni, ca un ecou al peșterii, râul care izvorăște din adâncurile muntelui, udând o salcie plângătoare pe care o învăluie în susuri ca de poezie.